Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom juca niște Counter-Strike. Bine, nu vom juca, vom face ceva mai interesant, atât după părerea mea. Foarte multă lume m-a întrebat cum mai duc eu cu inventarul meu pe Counter-Strike și m-am decis să vă arăt care sunt itemele mele de pe CSGO și ceea ce folosesc eu, pentru că am un inventar, nu știu, de vreo 200 și ceva de euro. Vreau să bag un sticker de astăzi pe AVP. Unde-l băgăm și noi ca băieții? Să fim frumoși. Acolo, că e frumos. Continue, apply sticker. Gata, avem sticker pe AVP. Bun. Dacă vă place acest episod și mai vreți clipuri în continuare cu Counter-Strike, nu uitați să apăsați. Nu ezitați, de fapt, să apăsați voi butonul de like. Să vedem, puteți noi să strângem și la clipul ăsta, nu știu, 500 de like-uri, 1000 pe acolo. I don't know. Voi decideți. Hai să vedem. Să vă arăt inventarul meu. Se pare că deja a trecut un minut și cred că o lăbăresc așa, durează cam prea mult, cred. Hai să vă arăt inventarul. Începem cu armele de sus în jos. Avem aici pe Mac 10. Sau de fapt, cum făceam, măi, asta e? Stai așa, că făceam nu, equip slot ăsta, cum ar veni. Nu, acquire. De fapt era altfel, fii atent. Stai că nu mai știu eu cum venea. Contract keys, nu astea, mă. Loadout, mă, uite aici. Deci la loadout și vă pot arăta exact ceea ce am. Aveți voi aici MG2? Deci avem pe USP, avem un USP Cyrex Well-Worn, arată decent, l-am destul de vechi, știți, și... Eu sunt adeptul, bă, dacă un lucru arată bine, de ce să nu-l folosesc chiar dacă e ieftin, știți? Dacă îmi place cum arată, eu iau. Asta e ideea. Uitați, avem niște dual beretas Urban Shock, nu-s deloc scumpe, dar sunt factory new și arată super bine și sunt super, îmi plac. Avem un P250 Wingshot, dar o să folosim, uite, ăsta, fiindcă vreau să folosesc cartelul ăsta. Avem un CZ ăsta Crimson Web pe care îl folosesc în locul la 5-7, că nu joacă nimeni cu 5-7, mie personal nu-mi place arma. Cu toate că ar fi bună dacă stau să mă gândesc, dar nu cred că am skin pentru ea. A, am pișat ăsta, dar nu m-am gândit. A, uite, l-am pe ăsta. Hai să folosim ăsta. Bun. Apoi, următorul lucru, mergem la Heavy. La Heavy, aici suntem la, cum era ăla cu... Suntem doar la polițiști, cred? Dacă suntem doar la polițiști. Aici avem, la Heavy, n-am foarte multe, avem un Nova Candy Apple, un XM Blue Steel, care arată destul de bine, după părerea mea, și un Mag 7 Heaven Guard. La SMG-uri, n-am cum să, adică ăsta îl folosesc la Tero. Uitați, așa vă arăt și la Tero dacă vreau, stați așa. Deci uite, așa arată și la Tero. La Heavy, la Tero, nu se schimbă absolut nimica, decât South-off ăsta. Și la SMG, la Tero, ăsta e SMG-ul meu la Tero, iar ăsta este SMG-ul meu la Counter. Vezi, la Counter am schimbat pe 90 și am un MP7 Bioleg, care arată destul de bine. La rifle-uri, în schimb, unde este genial, după părerea mea, am la Counter Terrorist un minimal wear din ăsta, cum se cheamă, Bullet Train, un M4A4, care îmi place super, super mult. Am un FAMAS că mi-a picat la o cutie, dar nu-l folosesc, urăsc FAMAS-ul, nu-mi place deloc arma asta. Avem aici un SSG Ghost Crusader, de ăsta nu știu, vi-l arăt după oricum. Un AVP Asimov, care arată super bine la mișla Tero și la Counter. Iar aici, de ce sunt eu foarte mândru, este AK-ul ăsta, Bloodsport. Îmi place foarte mult Bloodsport-ul, este genial AK-ul, nu știu, unul dintre armele mele preferate din joc. Avem și un Colt aici, nu știu de unde, Polar Camo, astea, mă rog. Hai să vedem la Knives. Knives avem un singur cuțit, un God Knife Marble Flate pe care o să vi-l arăt. Este factory, nici arată super bine. Poate cuțitul în general, adică God Knife-ul nu este cel, n-are cea mai șmeche animație și astea, dar bă, măcar avem ceva. Graffiti Music Kit și medaliile mele. Bun. Hai să-i dăm pe Offline with Bots ca să vă pot prezenta armele. Îi dăm pe Workshop, fiți atenți. Îi dau, uite, aici pe un ăsta, un... Unde să vă arăt eu? Că nu știu unde. Aș putea să vă arăt pe harta asta, unde, pe cum ar veni, pe Crosshair Generator, că e destul de ok harta. Pot să vă arăt, uite, aici armele mele și după părerea mea sunt super. Adică n-am un inventar full, pe data aia n-am banii de acolo. Sau chestii de-astea, e destul de greu să faci banii pe care îi faci acolo. Dar cine știe, oricum, dacă vă place, v-am zis, chiar m-aș bucura să vă placă, pentru că poate o să mai jucăm niște Counter-Strike. Pentru că ăsta nu, în episodul ăsta nu vom juca, doar vă voi arăta inventarul meu. Să se încarce și harta asta cu Crosshair. Să vă arăt aici care este treaba, fiți atenți. Bă, personal, hai mă, încărcă-te. Mult durează. Initializing game data de jumătate de oră. Bun, continuu, hai să vedem. Deci intrăm întâi la Counter, ca să vă arăt la Counter. Deci, întâi și întâi vă arăt aici, avem USP-ul ăsta nebun, fiți atenți. Bun, stăm aici ca să mai putem să mai și tragem cu armele. S-au destul de tare, s-ar putea să trească să dau mai încet sonorul jocului. Dau-l așa.
fiindcă oricum nu vă interesează foarte tare să auziți. Ok, bun. Ăsta este cuțitul, este un Gunner Marble Fade, ăsta este playside-ul. Iar acesta este side-ul când apeși pe F. Băi, e destul de mișto cuțitul, mie personal îmi place foarte mult. Hai să vedem restul. Avem acest P250 cartel pe care tocmai l-am echipat, ați văzut și voi, l-am echipat de față cu voi. Adică, bă, da, fii rai al naibii tu să fii, ce fugi mă tu? Ha. Ok, l-am prins. Deci avem acest P250 cartel, hai să vedem restul armelor. Mamă, ce bine arată dual bereta s-o-sta, nu știam chiar și-așa, chiar nu vreau acolo. Bă, da, bine arată dual bereta s-o-sta, să-mi ba biciorul. Spawnează și mie alții, de alții ăștia aici, bravo. Din două shot-uri cu dual bereta e headshot. Facem spam, dar de ce trage doar cu una? Și nu trage și el cu amândouă, e cam fraier, adică de ce ai avea două pistoale dacă tu tragi doar cu unul, nu știu, logic. Logica Counter-Strike. 5-7, nu, n-am ți-s vară la el, că este groaznic. Dar e OP. Ok. Și avem și Deagle-ul. Ok, hai că dăm și noi niște One Deagle-uri foarte proaste. Ești retardat, Alex? Te duci spre autism, așa? Oricum n-am jucat deloc astăzi, deci să nu credeți că eu așa joc. Du-te, dracu, bă, și mor odată cât am tras în tine, jumătate de oră, cred că m-am plictisit până am tras în tine. Bun, deci aici avem armele astea. Nova Candy Apple este absolut groaznic. Heaven Guard ăsta, bă, e ok arma, îmi place. Blue Steel-ul ăsta îmi place destul de mult. Cred că dacă era Factory New sau ceva, arăta mult mai bine. E el un shotgun, dar, bă, personal îmi place mult Blue Steel-ul ăsta. Și Negev-ul și astea n-am skin-uri pe ele. Hai să vedem Biolec-ul ăsta. Bă, nu l-am folosit niciodată, pentru că nu prea folosesc MP7-le. Dar aparent arată destul de bine. Mamă, cât de proastă e arma asta. Îi tragi 3 de gloanțe în cap până moare. Bun, hai să mai vedem la SMG. Avem MP7 Cirrus ăsta. Nu e cel mai șmecher MP7, sunt destul de multe care au apărut și sunt geniale. Hai să vedem câte gloanțe îi dai cap. 1 2. Ok. Bă, e decent. Avem aici UMP-ul ăsta, mamă, deci iubesc UMP-ul ăsta, Scaffold, arată destul de șmecher. Ăsta și Primal Saber mi se par geniale, dar cum n-am găsit Primal Saber-ul, l-am luat pe ăsta, pe Scaffold ăsta, mă zic cum se cheamă, e destul de șmecher după părerea mea. Vedeți și voi cum trage, bine, nu trage, așa vă dați seama, sunt eu retardat și fac glume foarte proaste. Avem P90 Grimul ăsta, e destul de șmecher, îmi place, am vrut și eu să am două P90-uri diferite, unul la Tero și unul la Counter. Pe ăsta îl țin la Counter, nu știu, mi se pare mai așa, mai de Counter. Dar mor, dă-te în jet, bun, așa. Așa, și avem aici, de ce dracu am luat ăsta că n-am skimper. FAMAS Survivor Zeu. Băi, ok, eu nu prea folosesc FAMAS, pur și simplu nu-mi place absolut deloc arma asta, mi se pare groaznică. Dar nu știu de unde l-am acolo, dar nici nu l-am vândut. Avem M4A4. O armă absolut genială. Bă, dar doamne, uitați-vă la băieții ăștia. Bă, ești autist, unde te top miști atât, anunțe. Uitați-vă la ei. Sunteți autiști, pe bune? De ce tot... ce tot faceți? Bun. Deci avem acest M4A4. Avem aici un SSG Ghost Crusader. Este destul de ok, zic eu. Ia fiți atenți. Schmong. Fie... bă, fierai tu să fii de copil. Ia uite, mă. Ia uite, mă. Doamne. Bă, dar mult vă mișcați să... uite-te și tu s-a mișcat. Ok, hai ne liniștim. Avem AVP Asimovu care arată super bine. Vedeți, am pus și sticker-ul ăla acolo și acum îl face să pară chiar mai nou. Am avut unul super bun, un... nu mai știu ce era, un... go, un de la un Hyper Beast, un AVP Hyper Beast. Bă, arată super bine și ăla. Dar mie personal Asimovu ăsta îmi place mai mult. Nu știu, îmi place că e pe alb așa, iar mie armele albe îmi plac. Personal, culoarea albă mi se pare destul de mișto. Și am zis să-l iau pe ăsta. La SCAR 20 avem Grotto. E nebun, ia uite cum trage Grotto ăsta. Ok, am glumit. Și acum hai să zicem și pe Terrorist. Să vedem cum arată. Bun, să vedem cum ne arată nouă lucrurile. Famasul ăsta nu e al nostru, Galil ăsta, pardon. Deci nu știu de ce mai au astea. Tot ce este schimbat de fapt la ăștia este Tecnole, un Ice Cap destul de ieftin. Dar e șmecher, punii mei, știi? Adică îmi place. Și mai avem Glock-ul care e un Water Elemental. Cu siguranță cu toți știți Water Elemental-ul. Ok. La Heavy nimic schimbat, v-am zis. La SMG avem acest Mach 10, care nu știu dacă e Factory New sau nu mai știu ce. Cred că e Factory New dacă nu mă înșel. Nu știu de ce, dar mi-a plăcut mie Mach 10 de ăsta. Mai ales chiar mă roșie și e super ieftină. Am zis, dacă e ieftin, cumpărăm tot, e nebun. Cum e, cum văd ceva ieftin ca la, ca la magazin. Am văzut reducere, am luat un Hanorac 30 de lei, dar pe el reducere de la 2 milioane. L-am văzut
Mie mare cu trei numere, l-am cumpărat, nu mă interesează. Acum, hai să vă arăt și aici. Avem Galilul ăsta, Stone Cold, care arată destul de bine. Galilul, după părerea mea, este o armă exact ca Famasul. Eu personal nu o folosesc, dar poate o să încep. Adică nu știu, eu personal prefer să folosesc un SMG. Uitați-vă, spre exemplu, un UMP care are damage 35. Galilul are 30, de ce aș folosi Galilul? Dar prețul? Ia, 2000. Deci ăsta e mult mai ieftin, știți? Adică nu prea pricep. Poate, vă dați seama că are câteva chestii în plus. Da, nu-mi place mie. Și acum, da, la Peace de Resistance, cum ar veni, avem aici AK-47 Bloodspot. Deci iubesc AK-ul ăsta, sunt îndrăgostit de el, pur și simplu. Nu știu, deci e AK-ul meu preferat din joc în momentul actual. Pur și simplu îmi place mult prea mult. Bă, da, duteți-vă, nici prea eu nu-mi iese nebun. Ia uite cum am tras, ia uite cum am tras, mâncați-și. Bă, mâncați-și, deci uite-te la ei. Mamă, ce hal traga, am plecat de aici. Bun, deci AK-ul ăsta, demențial, iubesc AK-ul ăsta. Personal, cel mai frumos AK din joc. Spuneți-mi ce părere aveți și voi despre AK-ul ăsta sau despre armele din joc. Sau puteți să spuneți în secțiunea de comentarii care sunt armele voastre preferate din Counter-Strike. Avem aici și un Ghost Crusader, un pulse de ăsta, deci fiți atenți. Asta arată bine, nu știu, îmi place pulseul ăsta. Îl am acolo, am să-l pun. Și Polar Chemo, care nu-i cine știe ce, vă dați și voi seama. Oricum, cine naiba. Adică, eu nu joc cu arma asta niciodată, decât dacă vreau să fac troll sau ceva. Așa, muri, hai să mori. Bun, mai murit, respect. Avem și Statra, Goroto, Kirshat. Bă, și în rest, cam astea sunt itemele mele de pe Counter-Strike. Sper din tot sufletul să vă placă inventarul meu. Nu știu, eu am să vi-l arăt. Am băgat și eu acolo câțiva bănuți. Pentru că chestia e că în Counter-Strike nu prea spirs bani, decât dacă te apuci să faci la pariuri sau să chestii sau să faci trade-uri ca nebun sau nu, nu fac de asta, am bă piciorul, eu pur și simplu mă joc cu itemele și după când mă plictisesc de pur și simplu le vând și îmi scot bani în viața reală, vă dați seama. Dar eu zic că e destul de ok, uite, am băgat aici cuțitul în spate, eu bag ție cuțitul în cap. Băgați-și cuțitul în cap. Băgați-și cuțitul în cap. Băgați-și cuțitul în cap. Deci vedeți și voi, ne descurcăm destul de bine. Chiar sper să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce iteme vă plac vouă cel mai mult din Counter-Strike. Hop. Ok. Chiar vreau să știu chestia asta, stare curios, ce iteme vă plac vouă. Pentru că vreau așa să facem așa o comunitate de Counter-Strike cum ar veni. Să vorbim când postez Counter-Strike, să avem acolo o comunitate unită. Și să sperăm că o să strângem mai multe like-uri și mai multe vizionări la clipurile cu Counter-Strike, nu? Eu am fost Alex, fraților, acum deja vorbesc foarte prost și foarte stupid. Când deja am terminat, pardon, când deja am terminat videoclipul, deja spun foarte multe prostii. Deci nu mă luați în seamă ce am zis aici cu prostiile mele. Eu am fost Alex, iar noi ne vom revedea în clipul următor. Pa, pa!